cel mai mare terorist a planetei este colesterolul sau ciclopentanoperhidrofenantrenul. Este nucleul sterolic din care se fac hormone sexuale. Ca să înțelegem și noi ăștia care nu avem școli, ce este colesterol? Adică... Deci colesterolul e un fel de verișoară de grăsime. Așa. Aha. Nu-i grăsime, e verișoară. E ca un fel de vaselină. Și el este nucleul tuturor hormonilor sexuale. Doamnele și domnii au colesterol din care își fac hormon masculin și feminin. Din colesterol se fac celule biliare. Din colesterol se face vitamina D. E foarte importantă. Nu e nimic de aruncat. Dar în cantitate mare, uite, ai o cameră, vrei să o faci frumoasă? Important acest dar. Da. Deci, fără el nu putem trăi. Creierul are în el colesterol și are destul de mult. Adică nici colesterolul zero nu e de dorit. Nu, păi, dar e moarte sigură. Colesterolul e foarte important. Dar nici prea ridicat să nu fie. De aceea discutăm aici. Deci colesterolul este foarte important pentru om. Dacă omul nu are colesterol, moare. E bine, dacă ai o cameră și vrei să o faci frumos, îi dai un gled întâi, fie cu ciment, fie cu ipsos și o faci frumoasă. E cam asta face colesterolul în celule și în vase. Întinde frumos vase. În momentul în care cantitatea e mare, ca și când ai lua un cancioc de ciment sau de ipsos și l-arunci pe perete. Și încerci să faci gugoloaie. Fără nicio înțelegere. Exact. E, colesterolul ăsta, dacă e în cantitate mică, repară. S-a rupt ceva. Avem colesterol, se repară. În momentul în care omul mănâncă prea mult, trebuie să-l depună. Unde? Și îl depune exact în interiorul vasului. Și dacă vasul este așa, ca un fel de tub, dacă aici se pune gogoloiul sau placa de colesterol, se micșorează și atunci crește tensiunea arterială. Păi și atunci? Ce? Pentru că dacă vasul e mare, viteza este obișnuită. Când vasul e strâns, viteza e mai mare. Și atunci crește tensiunea arterială. Ce determină creșterea colesterolului în așa fel încât să nu avem nici tensiune și să știm să fim moderați? O întrebare foarte interesantă. Dar unde găsim colesterol? Doar, numai în produsele animale. Repet, niciun produs vegetal nu produce colesterol. Și atunci, niciunul. Ce să facem? Nici măcar nucile, să zicem, care sunt destul de grase. Au enzimi. Dar nu au colesterol. Colesterolul este o grăsime, un soare. E o rudă agresivă. O rudă, așa. Domnule doctor, că tot vreau să vă întreb. Vă rog. Sunt unele sticle de ulei, de floarea soarelui, de rapiță și de alte nuci și semințe, care zic, fără colesterol, etichetă. Dar e o tâmpenie, pentru că toată hrana vegetală nu poate să aibă colesterol. Pentru că oamenii habar n-au biochimie, profită de acel lucru ca să-și bată joc de ei, să zică că acest ulei n-are... Păi cum o să aibă colesterol dacă e vegetal? Nu? Așa, puțin la minte. Nici dacă e presat la rece, la cald, cei care la... ascultă, păi dacă colesterolul nu se găsește în hrană vegetală... Nu se găsește, n-are cum să ajungă... N-are cum să ajungă. Și atunci, asta facem noi, deschidem mințile oamenilor, să vă dați seama cât de scroți sunt, ca să își bată joc de cei care nu știu, e ca și când ar fi cu uleiuri cu colesterol și uleiuri fără colesterol. Orice ulei vegetal nu are colesterol. De aceea, dar are grăsimi. Poftiți? Are grăsimi. Asta e altă discuție. Asta e discuție. Grăsimile. Grăsimile, proteinele, lipidele sau proteinele, lipidele, grăsimile respective există, dar nu este colesterol. Uh-huh. E problema. Și atunci s-a dat o lovitură formidabilă hranei animale când au apărut produsele vegetale. A apărut doamna soia. E din toate preparatele din soia nu au colesterol. Și atunci, dacă se înlocuiește soaia, eu am avut, de exemplu, destul de multe amenințări din partea industriei cărnii, personal, că a spus că lupt contra economiei naționale, pentru că dacă spun să nu mâncăm carne,
Atunci cine mai cumpără carne, cine mai cumpără salamuri, nu? Ei, pentru se că... găsește cine să cumpere. Păi nu, dar ei au spus asta pentru că... S-o omoară clientela. Și atunci a spus, să știți, dacă nu vă opriți, mai spuneți că nu-i bun colesterolul și grăsimile animale și hrana animală, atunci s-a adăugat pe industria laptelui. Și a spus, fiți atent, vă dăm în judecată, pentru că noi nu mai ne putem... Da, produse lactate, pentru că vă aude la televizor care spune, domne, înlocuiți laptele de vacă cu laptele de soia. Păi de ce zic să asta? Să producă și lapte de soia. Păi de ce zic asta? Pentru că laptele de vacă are colesterol, pe când laptele de soia are colesterol soia. Nu are. Nu. Că și e atunci vegetal. E superior. Dar dacă lumea începe să consume hrană superioară, nu mai fac ateroscleroză, nu mai fac boli de inimă, nu mai fac atacuri cerebrale, pentru că mănâncă o hrană sănătoasă. Și atunci ce facem cu laptele? Îl aruncăm. Nu îl aruncăm, trebuie să facem reclamă în continuare. De ce? Păi trebuie să-l placeze undeva. Deci tot laptele. Și încă ceva interesant, laptele de vacă are și hormoni de vacă. Deci devenim... Și acești hormoni, foarte interesant, se adaugă hormonii doamnelor. Și dacă una are mai mult, încep să apară nodul la sân, nodul de endometru. Dintr-o dată, o doamnă obișnuită mănâncă multă carne, hrană animală. Și vede că are un nodul. De eu unde? Zic... Păi a crescut titrul de colesterol din dânsa. Și el s-a depus și a făcut nodul. Deci colesterolul și estrogen în cantitate mare favorizează cancerul. Pe când hrana vegetală... Din contra. Și acum vede superioritatea hranei vegetale. Și de aceea pierdem noi timpul aici câștigându-l și câștigând memoria și inteligența oamenilor. Dacă vreți să fiți sănătoși, nu aveți atacuri de inimă, nu aveți hipertensiune, nu aveți cancerul. Cancerul e dat în mare cantitate și din cauza colesterolului. El crește și s-a dovedit. Carnea roșie e dovedită că nu-i sănătoasă. S-a ținut un congres în America. Așa. Cu toți cardiologii din lume. Și ce crezi că a spus? La acest congres nu va fi niciun gram de carne roșie. Să vă intre în cap la toți cardiologii și spuneți în toate țările în care mergeți că aici n-ați găsit nimic carne roșie, pentru că carnea roșie, având mult fier, favorizează boala canceroasă. Așadar, și orice produs animal favorizează nu doar creșterea colesterolului, ci și alte boli. Exact. Acum, ce este ateroscleroza? Se depune colesterol pe vase și apare ateroscleroza. Și dacă omul mănâncă mult timp, se depun pe vase, se înfundă vasele. Deosebim arterioscleroză de ateroscleroză. Arterioscleroză înseamnă că artera s-a sclerozat, vasul s-a stricat. Pe când ateroscleroză înseamnă că vasul prezintă la nivelul lui niște gogoloaie. De colesterol. Numite ateroame, de colesterol. Și cum scăpăm de ele? Păi dăm hrană vegetală, hrana vegetală le spală și le aruncă. Hrana animală le crește. Deci este atunci... posibil că dacă avem colesterolul crescut, hrănindu-ne corect, exact, să le eliminăm. Și știți de ce? Că pentru că plantele au niște hormoni vegetali. De exemplu, soia are daidzeină, genisteină, glicetină, care vin și curăță aceste vaci. S-a făcut o experiență foarte interesantă. S-au luat niște oameni care au avut infarct de miocard. Ce este infarctul de miocard? Undeva, un vas micuț sau mare s-a înfundat și toată regiunea pe care el o iriga s-a făcut ca un fel de talpă, ca un fel de blacheu. E ceva mort. Deci în interiorul mușchiului ai o bucată moartă. Ala este un infarct. Și inima merge, dar cu bucata aia moartă înăuntru. Ei, s-au găsit oameni care aveau infarct de miocard. I-a luat un profesor Orniș și a spus, ia mință încoace toți. Vă dau numai hrană vegetală câteva luni de zile. Dar nimic altceva decât hrană vegetală. Culmea, dacă data viitoare vă aduc și poza. Artelele s-au curățit, domnule. Toate ateroamele s-au dus. De ce? Pentru că hrana vegetală curăță arterele, pe când hrana animală
le spală. Hrana vegetală. Hrana vegetală le curăță, mă scuzați. Da, pe că hrana animală le intoxică. Le umple. Le umple. Înțelegeți? Și atunci întreb, care hrană e superioară? Hrana fără colesterol. Domnule doctor, vă mărturisesc, de când am auzit de lapte, așa. Eu am trecut de la laptele de vacă, pentru că a ajuns la 9 lei la litru, am ajuns la laptele de ovăz. Bravo! E bun! Excelent! Recunosc? Sau lapte de soia. Nu-mi place laptele de soia, recunosc în fața dumneavoastră, dar îmi place laptele de ovăz. Da, laptele de migdale. Și laptele, ăla e mai scump. Ăla e mai scump, dar scump pe migdalele, domn doctor. Și laptele de caju, nu mai zic. E bun, de orez. De orez. Adică plantele pot da o zeamă, că ce în fond laptele? E ce mai interesant. Copilașul apare în brațele lui mama și lui tata, fiind născută de mamă. Și mama îi pune în brațe copilul, ce cu ăsta? Trebuie să-l hrănim pe ăsta. Cu ce? Știu eu cu ce. Uite, păsările, de exemplu, n-au lapte. Pește n-au lapte. Noi ce să-i dăm lui ăsta? Ci că stai puțin, că a făcut Dumnezeu o fabrică la mine și încă frumoasă, din care iese o hrană, un lichid alb. Nu-i dăm nimic altceva decât lichidul alb și crește frumos, îl vezi. Și un an de zile copilul crește doar cu acel care are tot ce trebuie necesar pentru om. Ceva interesant acum. Când copilul e sete, trage cu foc din sânul mamei. Și atunci mama îi dă multă apă. Se treacă setea. Și a trecut setea. Acum ce cam? Stai liniștit, că acum îți dau lapte gros. Și apoi îl hrănește. Ce inteligență! Cu laptele acesta hrănitor. Deci în prima parte e sete. Cată nu mai mi-e sete. Dar acum să mă hrănesc, că mi-e foame. Și atunci mănâncă. La băieți, laptele e mai gros decât la fete. Pentru că el mai sunt energie și mai mari, cresc. Și interesant că mama, în momentul în care are copilul în brațe, băieții încă din primele zile au mult testosteron. Și mama, când simte că băiatul are testosteron, îi dă mai mult lapte decât de la fete respective. Nu interesant. Foarte lucru. Interesant. Domnule doctor. Da, e și încă ceva iar interesant. În momentul în care copilul este hrănit, atunci face mișcare mai multă, se dezvoltă mai mult din cauza laptelui. Laptele acesta are în el tot ce trebuie necesar ca să trăiască. Clar, hrana vegetală este net superioară hranei animale, cu toate beneficiile pe care poate le are hrana animală, exact. Hrana vegetală vine și le spulberă. Exact. Dar totuși, sunt sigur că sunt oameni care zic, eu provin de la țară. Da. La țară, stră bunicul meu a trăit 170 de ani, teoretic, da. Mâncând doar mămăligă cu brânză și smântână și ce își lua din vacă, carne și lapte. Da. Acum vă întrebăm, este aceste dezavantaje ale hrănii animale de acum, din anul 2022, datorate și faptului că ea este foarte mult tehnologizată și cumva produsă comercial, adăugate multe lucruri în ea, sau lucrurile acestea sunt genetice și sunt de când lumea? E genetic de când lumea și pământ, dar ceva interesant. Când era la țară, nu avea nici mașină, nici autoturism acasă, nici și avion. Și se făcea mișcărică. Și atunci toată ziua lucra. Și prin activitatea respectivă consuma colesterolul. Deci colesterolul poate fi redus și prin mișcare. Poate fi consumat. Nu, că e o grăsime. Grăsimele au energie. Și atunci, făcând multă mișcare, e ca și când n-avea colesterol. Pentru că el se arde. Dacă eu iau un lemn și îl bag în foc, ce rămâne din lemn? Nimic. De ce? Cenușă. Pentru că s-a ars. Deci oamenii care consumă hrana animală, dar care fac mișcare, consumă hrana animală pentru energie. Și atunci organismul lor este curățit de hrana animală prin exercițiu. Exercițiu. Și atunci omul respectiv, stând în aer curat, având un regim de viață bun, ne consumând grăsimi animale care sunt saturate și chiar dacă le consumă, le arde, atunci el este ca și când ar fi vegan. Pentru Dar că prin efort fizic se curăță
de hrană animală, spuneți. Dar nu contează și hrana pe care o mănâncă, și anume că puiul, spre exemplu, este foarte... este destul de procesată carne de pui acum, pentru că ei sunt crescuți într-un loc unde nu există nici lumină, sunt poate hrăniți cu lucruri care nu sunt atât de benefice nouă cei care mâncăm această hrană. Îmi place cum ridicați mingea la fileu. Dumneavoastră ne dați direct la punct. Să dau una bună. Deci, înainte, puișorii mâncau iarbă. Și acum mănâncă... Mâncau de asemenea, acum mănâncă glutamat. Adică, am văzut și eu undeva și m-am speriat. Într-o ladă, nu știu câți pui erau, crescătorii de asta, cu praf, cu pumnul, glutamat de sodiu. Ăștia mâncau ca nebunii. Pentru că, de asemenea, ce băga acolo? Praf de oase, praf de carne, praf de sânge, ca să mănânce. Nu aveau nimic verde înăuntru, ci stăteau numai pe mizerii, pe găinați, și nu puteau dormi din cauza foamei. Lumină permanent și mâncând foarte mult și băgând și hormoni respectiv ca să crească. Se făceau niște pui, parcă erau vițeluși, adică de la vârstă foarte fragedă, erau foarte mari de tot, pentru carne. E, dar întreb, dacă mâncau numai prafuri, unde-s vitaminele, unde fac bine? Plus, intrând în ei hormoni, hormonii ăștia nu zboară, ci rămân în ei. Altru. Și atunci cine mănâncă hormonii respectivi sunt influențați de hormonii respectivi. Și de asemenea și peștii, spre exemplu, care trăiesc... Bună dimineața! Bună dimineața! La fel, peștii care sunt în crescătorii sunt groasnici. Apoi, aceeași pește de asemenea, ceva interesant. Nu mai e Dunărea albastră să vezi într-o Dunăre albastră un pește frumos care... Nici nu mai știi dacă sunt pe sau nu, că sunt maronii, toate toxinele, toate otrăvurile, toate mizeriile. N-a fost într-o perioadă, acum câțiva ani, de la Ungaria, s-a stricat un lac de acumulare de toxice. Și totul a venit în Dunărea noastră frumoasă. E, peștii care mănâncă o travă aia pot fi sănătoși? Ne pot face bine? Cu siguranță că nu. Mai sunt apele sănătoase? Păi dacă într-o apă murdară stă un nesănătoasă, stă un pește, ăla e sănătos? Aici e problema. La fel în crescătorii, se dă praf de, carne, praf de oare, se dă găinați, că ăsta are mult fosfor înăuntru, ca să crească mari și frumoși. Deci s-a stricat toată frumusețea aceea, că o cloșcă cu 50 de 30 de pui lângă ea, care pleacă popoșune să plimbă, așa că cumva asta era și esența întrebării mele, faptul că mai de mult animalele crescute în ogradă trăiau mai bine, în sens că mâncau deci, ce trebuie. Deci la ora actuală puii nu văd verdeața. Nu mănâncă iarbă, nu mănâncă grăunțe. De exemplu, un ou a cărei găină mănâncă porumb are culoarea gălbenușul galben spre roșu. Adică un galben ăla activ. Da. Pe când cei care nu mănâncă este un galben în ăsta leșinat, aproape spre alb. E, păi dacă ăsta e culoarea, ce energie dă înăuntru? Și totuși organismul din culoarea asta ciudată face un pui întreg. Dar evident că hrana lui este deficitară. Dar organismul interesant. Organismul știe să-și facă ce îi lipsește. Printr-un proces numit transmutație, el din hrana pe care o are, face elementele care îi lipsește. Asta e extrem interesant. Domnule doctor, mai avem timp doar pentru o singură întrebare și este o întrebare pe care am primit-o de la... De a rămas la colesterol. Este tot legată cumva despre hrana vegetală. Este o întrebare primită de la o ascultătoare. Ne întreabă despre hrana vegetală, însă care este modificată genetic. Știm că sunt unele culturi care probabil au introdus în ele câteva... Deci sunt culturi, dar sunt culturi la care se modifică o genă de acolo. Hai să vă dau un exemplu vulgar. Luăm, de exemplu, o căpșună, îi punem o genă de pește și căpșuna asta nu mai putrezește, pentru că peștele stă în apă.
Dar atunci când mănânc, ce mănânc până la urmă? Mănânc căpșună sau mănânc pește? Pentru că gena respectivă nu-i făcută numai din căpșună, ci făcută și de altă genă. Deci, de la început, calitatea hranii nu mai e sănătoasă, nu mai este normală. Adică modificat genetic nu înseamnă neapărat rău. Ceva nu înseamnă neapărat bine. Deci, pentru că, deși dă o recoltă foarte bună, nu e bine să amesteci lucrurile, ci să lași cum le-a făcut Dumnezeu. În momentul în care sunt recolte mai bune, sunt gene care fac să nu mai fie buruieni și alte substanțe, într-un fel, recolta mai mare, dar nu ar fi fost mai bine să nu amestecăm genele. De aceea, la potop, Dumnezeu s-a supărat când oamenii au început să facă modificări genetice, se pare. Și de aceea a și lichidat lumea. E, noi acum am început să umblăm la gene. Și nu e, e periculos să poate lucrezi acolo. De aceea, cât se poate, mai puțin modificat genetic. Domnule doctor, mulțumim mult pentru intervenția de astăzi. O să continuăm discuția. Noi avem o întrebare pentru dumneavoastră. Este o întrebare pe care am pus-o și ascultătorilor astăzi. Unde vă găsiți dumneavoastră refugiul? Pe de o parte îl găsesc în mine însumi. În momentul în care e zgomot mare, mă supăr, mă închid în mine așa. După aceea îmi place foarte mult refugiu în mijlocul naturii. Iar dacă sunt și în mijlocul naturii sau acasă, îmi găsesc refugiu într-un dialog cu tata. Și în momentul în care am legătură și verticală și orizontală cu frații noștri, cu prietenii noștri, cu cunoștințele noastre, îți găsești un refugiu. Pe când dacă stai singur, n-ai niciun refugiu. Pe când așa, te refugiezi în familie. E, mai mult decât orice este refugiu acesta pe care îl faci în tine însuți și îl faci astfel, începe legătura directă cu vertical, cu Tatăl nostru care e în ceruri, nu? Și care ne învață, folosiți hrana vegetală. Continuăm o discuție de acum două săptămâni, vorbeam noi despre alimentația de origine animală și ne povesteați cum ea ne poate crește colesterolul și asta are efecte adverse. Exact. Eu vreau să spun niște implicații, nu numai de sănătate, dar și morale și religioase și comportamentale și a caracterului. Deci schimbă total, zicem așa, comportamentul, filozofia, felul de a trăi, stilul de viață. Această alimentație este extraordinară. Când Dumnezeu a creat pe om, noi suntem religioși aici, eu am făcut vreo 66 de emisiuni acum vreo 20 de ani despre hrana vegetală. Am luat toate plantele. Și până la urmă am terminat contractul acela. După 66 de emisiuni. 66 de emisiuni. Mi-au promis când dau bani, n-am niciun ban, că v-am învățat. Bine, mersi. Și acum reluăm, văd, trebuie să facem rezumat a 66 de emisiuni, vă dați seama. Aolea. Ce concentrată emisiunea să fie. Oare prin trei aceste alimente pe care le prezentați, era cumva și uleiul de cocos sau de măsline? De ce vă spun asta? Pentru că o ascultătoare chiar acum a întrebat dacă e benefic sau nu, până să intrăm în subiectul nostru de astăzi să-i răspundem. Aici încă sunt discuții. Americanii consideră că sunt foarte sănătoase. Alții sunt din contra, având fiind saturate, nu sunt foarte sănătoase. De aceea încă sunt probleme aici și nu vreau să intru în amănunte că n-am o documentare. S-au scris tomuri întregi, unii laudă, unii critică. Și atunci e mai bine printre ele așa, să nu-i superi. Dar spuneam că acest sistem, când a făcut Dumnezeu că la această emisiune era o activistă utecistă care conducea și spunea nimic fără cu de Dumnezeu, nimic, religie, nu. Păi stai să spun că uite ce importantă, ce frumos e omul, ce profund gândit este, uite ce logică. Nu, fără de asta. Aici suntem liberi să spunem că Dumnezeu a creat pe om, l-a creat vegetarian la început. Da? Nu i-a dat smântână, nu i-a dat salam, o friptură din când în când, ouă, ci i-a dat doar hrană, i-a dat o grădină, hrană, asta este hrana ideală. Și așa a fost creat. Să mânce numai alimente vii, asta e foarte interesant. Și s-a văzut acest lucru, că mâncând alimente vii, viața din alimente îți se revarsă asupra omului. Exact. Pe când dacă mănânci un animal care a murit săracu, a decedat, ăla nu poate să-ți dea viață, din contra, ți-o distruge și o strică. Și în ce fel ți-o distruge? Pentru că ne spuneați dumneavoastră de ceva aici, acum urmează. Deci am văzut că hrana Dumnezeu a făcut pe om ca să mânce vegetale. Prin păcat, omul a început să mănânce și de una și de alta. Și atunci a spus,
îți vei strica sănătatea, se va scurta viața. Înainte trăiau vreo 900 de ani, acum trăiesc cam 90 cel mult. Deci de 10 ori. Apoi mamutul era imens. Elefantul mai blânduț, mai micuț. De ce cauză? Pentru că hrana animală degenerează, strică și dă boli degenerative. Adică nu-i numai glumă. Ceea ce e inferior la hrana aceasta animală este cântina are celuloză. Asta e formidabil de interesantă, celuloza asta. Asta te iartă, te vindecă și te protejează de cancer. Explicați-ne puțin. E ca un fel de sugativă. Uh-huh. Orice este rău, vine celuloza și dă afară. Și mâncăm și apoi dă tranzit intestinal și nu se face cancer de colon. Cei care nu mănâncă celuloză și nu mănâncă fibre, cum se spune pe românește, așa, au incidența cancerului de colorectal și de colorectal, a zis, da, imens de mare. Iar cei care consumă multe fibre, nici nu fac aproape. Pentru că fibrele vin și curăță și aruncă și scoate afară și vindecă și absorb. Dați-ne exemplu de un aliment care are foarte multe fibre. Păi toate care scârți când mănânci, de exemplu, morcovul, când mănânci ardei, auziți ce zgomot în gură? De ce cauză? Că se distrug fibrele. Și castraveții. Castraveții, da, adică toate vegetalele au celuloză. Nu există celuloză animală. Deci hrana cea mai bună e să aibă și celuloză. Și dacă hrana animală nu are celuloză, e de calitate inferioară. Deci celuloza asta face ca bolul alimentar să circule perfect, echilibrează totul. Mănânci mult colesterol, nu? Mănânci celuloză, îl absorbem. Mănânci prea multe dulciuri, mănânci celuloză, absorbem. Deci e excelent. Și apoi vindecă, curăță, dă tranzit. E formidabil, e o inovație divină incredibilă. Apoi are colesterol. Toată hrana vegetală nu are colesterol. Și cel mai mare terorist la planetă noastră e colesterolul. Am mai vorbit într-o emisiune precedentă. Și ceva interesant, ce am vorbit. Colesterolul oxidat, dacă el se oxidează, e și mai periculos. Este mămica mămica ateroamelor pe arterie. Adică ea formează, se aglomerează și formează niște plăci de aterom tari ca piatra, iute ca tăgeata. Și sângele nostru nu mai circulă așa cum trebuie. Exact, și atunci se strânge. Atunci, deci, pe de o parte, nu avem celuloză, pe de altă parte nu este vie hrana animală, nu, că e moartă, că mâncăm numai hrană decedată, nu? După aceea n-are celuloză. Ceea ce e interesant, că proteina animală este dușmană și supărătoare și este vrăjmașă proteinei umane. Pe când cu cea vegetală se împacă foarte bine. Rar, din când în când, la unii oameni mai dă niște alergii. Dar în mod normal, hrana vegetală este o hrană perfect tolerată de organismul uman, cu mici excepții. Și suntem oameni care mănâncă și hrană vegetală și hrană animală. Cum putem să facem trecerea? Cu ce să începem? Deci, mai întâi de toate, să știm că hrana vegetală este mai bună. Păi să știm. Știm asta, păi cunoaștem. Să știm. Apoi, că hrana animală nu e bună. Și atunci, mâncând așa, în diferite proporții, să știm că nu e cea mai bună alimentație, însă dacă băgăm vegetale, crește calitatea hranei animale, care este. Deci, să pornim întâi să căutăm hrană fără colesterol. Dacă colesterolul face rău și este inamicul numărul 1 a sănătății, pentru că dă printre altele și cancer, ai nenorocire. Apoi, hrana animală, o chestie foarte interesantă, asta poate o discutăm mai pendeletă data viitoare, dacă sunteți de acord, dă niște fenomene numite inflamatorii. Adică e atât de iritantă pe unde trece, încât organismul se enervează, se supără, se irită și produce ca reacții inflamații. Da. Ce înseamnă a inflama? A mări volumul, se inflamează, nu? Zică, ce te-ai umflat? Zic că nu am o inflamație. Din ce cauză? Că se depune mai mult lichid și atunci crește volumul, se tumefiază, cum îi spune, pe de o parte. Apoi, pe de altă parte, când pui mânuța unde e, în general, și la infecții, dar sunt inflamații fără infecții. Dar ca să înțelegem mai bine, luăm sindromul infecțios. Acolo are 4 mari caractere, 5, adică tumor, da. Locul se tumefiază, tumor, rubor,
fiind lupte mari, îți face roșiață. Dolor, te doare. Rubor, tumor, calor, pui mâna, e mai cald. Și atunci știi că aici e o infecție. Ai un furuncul. În jocați aboată un furuncul, să vă ferească Dumnezeu. Da. Când ai un furuncul, e dureros de nu mai poți. Și înăuntru e puroi și te doare. Și trebuie să facă incizie, să scoată puroiul. Și are cele patru. Iar a cincea funcționează, adică nu te mai simți sănătos. Funcția e stricată. Da. E la inflamație, fără infecții, asta se mențin. Și pe unde trece, unde apare inflamație, despre vasele sanguine. Bine, ele trebuie să treacă foarte frumos sângele. Uh-huh. Ei, când apare această inflamație, se descoamează acel pavaj, că vasele sunt acoperite cu un fel de pavaj de celule, numite pavimentoase, da, sau epitelii. Ei, hrana asta animală începe să le distrugă și începe să se supere și se distruge. Și apar fenomeni inflamatorii, care, mare atenție, sunt vecine cu proliferarea cancerului. Deci inflamațiile cronice, cele acute sunt bune, da, că te vindecă. Dar cele cronice și majoritatea celor care consumă hrana animală au un proces inflamator generalizat. Sunt noi predispuși la cancer? Dacă e generalizat, toate epiteliile suferă. În momentul în care le tragi pe vegetal, zici, uf, bine că răsuflă ușurat. Răsuflă ușurat. Exact. Deci este o încărcare a organismului care dă această inflamație. Și la rândul ei, inflamația respectivă dă substanțe, apar substanțe care sunt iritante și care fac foarte rău și, cum a spus foarte frumos, pot duce până la cancer. Și deci să ne ferim de substanțele care sunt pro-inflamatorii. Acum încă ceva. O celulă canceroasă apare brusc așa prin niște substanțe precancerigene care le irită și organismul răspunde brutal și poate să treacă 5, 10, 15 ani și boala nu se manifestă. Ca să apară o tumoră de un centimetru cub e nevoie, da, de 5-10 ani. Când te iei o celulă, 2, 4, 8, 16, 32. Și așa mai departe. Până... Și apoi crește volumul. E, dacă asta încep să migreze, dau metastaze. Și foarte greu de... Și trebuie depistat din timp. Această modificare, această proliferare. Și dacă depistăm din timp, ar trebui să schimbăm și alimentația. Păi asta e numărul unu, că omul își dă seama. Dacă asta mi-a făcut așa... Hai să schimb, dar momentan se observă apoi dau boli alergice. Organismul reacționează obraznic. Sunt și anumite alergii chiar la fragi sau la alte substanțe. Uh-huh. Unii nu suportă laptele, alții nu suportă și apare această boală care e foarte periculoasă și neapărat celiachia, neapărat trebuie să verifice dacă o are sau nu, că poate da cancer de intestin. De aceea, cine are intoleranță la lactoză sau la alte substanțe în acestea care irită organismul, neapărat trebuie să termine cu ele, pentru că este foarte, foarte periculos. Și pot da în alte probleme mult mai grave pe lângă. Exact. Deci pe de o parte, ce am văzut la carne până acum? Că de inflamații, are colesterol, n-are fibre. Deci, și nu doar la carne, la multe produse... Gustul respectiv e foarte plăcut. Prăjelile, da, sunt plăcute, da. Dar prin prăjeală, prin tratament termic, se distrug foarte multe substanțe și apar substanțe procancerigene, care apar în cantitate imensă. De exemplu, la mici, nu? Îți mici, dar răi. Micii respectiv stau în fund de grătar. Grătarul ăla curge grăsimea la temperatura dramatică de substanțe care sunt cancerigene și ajunge ca un kilogram de carne de vită pusă pe grătar să aibă benspiren cât 700 de țigări. Wow. Așa că cei care întorc pe o parte și pe alta micii... Se lasă doar pe o parte momentan. Da. E ca și când ar fuma 5-6 pachete de țigări stând acolo și făcând... Și acum, acele substanțe care intră înăuntru, intră în noi. Și ele produc în diferite regiuni substanțe care sunt periculoase pentru sănătatea noastră. De aceea, tratamentul termic,
prăjelile și mai ales ulei încins. Ulei încins de acroleină care e dovedit cancerigen. Deci clar, niciodată, dragii mei care ne vedeți, uite, mă uit la dumneavoastră acum, nu puneți ceapa în ulei încins. Pentru că acolo devin substanțe cancerigene. De gust bun. Da, de gust bun. Facem și miros. Altfel. Fierbe în ceapa. Așa. Și când e fiarbă bine, pui puțin ulei deasupra. Aha. Dar să nu se încingă în ulei încins. Deci mare atenție. Am trecut ieri la bloc la mine și era un miros de pește din ăsta prăjit. Și apetisat mirosul, da. Dar bietul pește care stă, în primul rând, nu știu cât de sănătos e, că Dunărea nu mai e albastră, știți? A doua problemă, în prăjeala aceea, în ulei acela încins, substanțe multe pro-cancerigene. Deci mănânc pește, îmi place, e gustos. Nimeni nu spune că peștele prăjit nu e gustos. Corect. Da, dar ne gândim puțin ce îl facem. Și acum, dacă facem așa greșeala, că nu putem să stai tare în ispită, dar nu poți și neapărat trebuie să guști ceva de acolo, trage cu verdeață multă. Cu pătrunjel. Cu salată, nu ai pătrunjel, o bucățică. Salată, o farfurie de salată. Salată de pătrunjel. Așa, da. Așa. Adică să mânci cantități foarte mari, pentru că verdeața asta mai te iartă, mai te scuză, mai absoarbe, mai anihilează. Și, cum spunea foarte frumos colegul nostru, răul nu e atât de mare, îl mai mișorăm puțin. Deci hrana animală, deci spuneam că dă boli alergice. Boli cardiovasculare. Exact. Acum, ceva interesant, cea mai de temut boală este cancerul. Și s-a văzut ceva interesant, că cine mănâncă o dată pe săptămână o porție de friptură, așa că jumătate de palmă, cam așa, da, așa, o dată pe săptămână, are riscul de a face cancer 30% o dată pe săptămână. Și dacă ar mânca în fiecare zi, riscul crește? Crește foarte mult. Și dacă mai pune și verdeață, mai scade. Mai scade, apoi, da. Apoi, dacă consumă alte alimente care sunt, să zicem, salamul săracul, care este și procesat. E și prăjit, e procesat. Carnea procesată crește cu încă 20%, numai dacă ia 50 de grame. Deci carnea procesată deja crește procentul de risc. De cancer, da. Dar e gustoasă. Cu cât ne depărtăm mai mult de la natură până exact, la urmă, exact. Că și legumele la fel, cu cât sunt mai procesate, suc de roșii la borcan pe care luăm la magazin, mai refer. Nu face rău, pentru că fiind procesat, nu, ceva interesant. Dacă aici sunt adăugate și alte substanțe aici, pe lângă... Aici n-ai nimerit octom aici. Sucul de roșii are mult mai mult lioperen decât are roșia în sine, că prin... tratament termic, da, se face mai bun, deci bulionul. Mă referam care... și la alte exact, da, dar legume și... preparate, da, și rafinate. Exact, dar să nu fie prăjite în ulei, să nu fie... Păi și cartoful e bun, dar ăla prăjit... Exact, cartoful prăjit, ceva interesant. În primul are un aminoacid numit asparagină. Și ăsta, un ulei încins, face o substanță din care se fac pungile, acrilamidă. Deci și ăsta, da, ăsta este verificat. Asta mâncăm noi în caz că... Ăsta e verificat, ca acest cat. În anul 2003, nu știu dacă erați pe aici, s-a mișcat planeta. Din ce parte? Spre stânga. Și din ce cauză? Că s-a dovedit că cartofii prăjiți au acrilamidă și sunt factori cancerigeni. Și toți oamenii inteligenți de atunci mănâncă foarte puțin, cartofi iar prăjit. Cei care sunt foarte deștepți nu mănâncă cartoful prăjit. Dar cartoful prăjit în sine și încă ceva, e ceva rău. Acrilamida asta se cumulează. Adică azi puțin, mâine puțin, se face depozit acolo. Și când depozit a crescut mult decât trebuie, la fel pâinea prăjită în toaster. Da. Când momentul în care apare culoarea maronie, toate fripturile care au culoare maronie au acrilamidă. Și când e puțin așa aurie? Când e spre auriu. Adică în deci momentul nu e bine care, să mâncăm, da, nici pâine prăjită. Niciun caz, pentru că e același lucru. Prin prăjeală aminoacidul acesta asparagină formează acrilamidă. Ceva interesant, v-am mai povestit toată și vă mai spun din nou, că cei care vând cafea au făcut odată un congres
Și au zis, domne, hai să facem o cercetare, ne adunăm cu toții. Pe cafea se câștigă ca la petrol, să știți, bani. E ceva mai greu. Facem o cercetare cu toate capetele mari ale planetei și să dovedim că cafeaua în sine, în cantitate mare, împiedică cancerul de ficat. Și n-au reușit să demonstreze, nu? Da, să vedeți că toate cercetările științifice se fac după niște grafice și dau o anumită curbă. Capetele curbii poți să faci ce vrei cu ele științific. Le modelezi cum vrei. Exact. Și faci cercetare perfectă, dar în loc să faci cercetare la mijloc, pui la capăt. Și totul iese cum vrei tu. E, și atunci a făcut cercetarea aceasta, a învârtit ce trebuie și a spus strict necesar pentru ce, ca să n-avem cancer de colon, să bem 4-6 cafele pe zi. Și în mod sigur suntem feriți, uite, cercetare științifică, uite câte miliarde am băgat cercetare științifică, uite câte laboratoare, uite câte institute au făcut treaba respectivă. Și eu am primit prin parte de la ASE, la un conferențiar, zic, ce vorbiți dumneavoastră că nu-i bună cafea? Ia uitați cercetarea asta, ce spune. Bine, zic, e, după câtva timp în California au făcut o cercetare și toată cafeaua are acrilamidă, că se prăjește la 60 de grade, ca să bobul ăla mare să-l faci. Să poată fie... Da. Ei, și acolo fiind, acea carbonizare dă acrilamidă. Și atunci toată experiența a făcut fâs. Și acum se caută cafea cu cât mai puțină acrilamidă, pentru că asta e dovedită cancerigenă. Observați? Da. Domnule doctor, poate continuăm această discuție. O singură întrebare mai avem din partea unui ascultător. Oare cartofii la cuptor dăunează, sunt buni? Sau chiar și pâinea făcută la cuptor doar așa, să fie puțin mai crocantă? Apare să nu fie prăjită. Dacă e încălzită și nu are coaja aceea și culoarea aceea maronie, ca să se formeze acrilamidă, e foarte bună. Am înțeles. Dar momentul în care se are culoarea aceea splendă, cum a spus dânsul, așa, spre maronii, roșcat, așa ceva, acolo este epitoxică. Pentru că această substanță nu iartă și ceva rău se cumulează. Adică azi puțin, mâine puțin, nu simți nimic, că nenorocirea, boala canceroasă e o boală tăcută, ca și hipertensiune arterială, ca și diabetul, asta nu urlă. Asta cu minți. Dar acționează. Și momentul în care începe să strige, e prea târziu. Domnule, și de aceea acrilamida se găsește în prăjeli. Avem grijă, momentan. Pe care le evităm. Doar, pe care să doar le la evităm. Prăjeli. Cum a spus dumneavoastră, atâtea emisiuni trebuie condensate în doar câteva câte avem aici la dispoziție. Exact. Norocul nostru că ne vedem în fiecare săptămână cu dumneavoastră și putem să continuăm discuția pe care am început astăzi. Vreau să reluăm problema sindromului inflamator, care e extraordinar de interesant. Săptămâna viitoare, da. Care deschide mintea, așa, să înțelegi că nu te joci cu inflamația și cu substanțele care fac rău organismului. Nu ne jucăm. Mulțumim, domnule doctor, că ați acceptat și invitația noastră de a fi astăzi alături de noi.